La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a fost lansată ieri cartea Cetatea sub asediu, Însemnări despre credință, rațiune și terorism, de Teodor Baconschi. Autorul a susținut apoi conferința intitulată Creștinii de azi, între forum și catacombă. Am revenit cu plăcere la Iași pentru a lansa cea mai recentă carte publicată la editura Doxologia, într-o nouă colecție eseuri, care e deschisă în principiu intelectualilor mireni apropiați de biserică. Ea a fost inaugurată printr-un titlu de Mihai Neamțu și Cetatea sub asediu e al doilea volum din această colecție. Sper să contribuie și volumul meu și colecția la apropierea de biserică a tineretului, a unor studenți din Iași, a celor care își caută cumva drumul, sensul, dar care sunt rătăciți în labirintul lumii contemporane. O lume de multe ori prea complexă și pe care trebuie să o mai descifrăm din când în când ca să ne orientăm corect. La eveniment au participat profesori, scriitori, precum și mulți tineri. Vedeți așadar, sunt provocări de incontestabilă actualitate care până la urmă ne trimit la ideea că trebuie să recompunem forma de comunicare în lumea modernă și postmodernă, să avem în atenție comunitățile virtuale, Facebook-ul, internetul și toate realizările tehnice de ultimă oră. Nu în ultimul rând, cartea aduce în atenție teme de geopolitică care vizează relația României cu Statele Unite ale Americii, cu Rusia, problema din Turcia în clipa de față, de asemenea consecințele evenimentelor din Cuba, situația creștinilor din diaspora și mai ales drama cumplită, neobișnuită a creștinilor din Orient și ne propune în ultima sa parte o lectură, o exegeză a unor cărți de referință apărute în spațiul românesc relativ recent. Evenimentul a fost organizat de editura Doxologia în parteneriat cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Iași.